12 august 2023 am venit să verific roișorii 2 în 1. Aici avem doi roișori care vor ierna unul lângă altul. Nu e? E ceva frumos. Mi-a plăcut tot timpul să iernez mai mulți unul lângă altul. Și să văd cum se prezintă el. Am venit înapoi la iernarea 2 în 1 sau 3 în 1. Dar stați să... Am văzut o problemă aici. Chiar sunt curios ce s-a întâmplat. Sper că n-a ieșit matca de acolo. Dacă a ieșit, s-a terminat cu iernarea 2 în 1. Nu știu dacă e o matcă, mi se pare că e o albină. Sunt niște albină. Dar s-au pus așa ghem pe ele. Zici că... Am crezut că este o matcă. Mă speriasem un pic, fiindcă nu credeam că... Să nu fie o, cumva, o matcă eliminată. Adică eu știu că chiar dacă sunt două măci unul lângă alta aici, iată, să luăm niște măsuri. Turta imediat e gata, în două zile facem altă turtă. Și iată ce fain auros. Și vreau să verific un pic cum e cu puietul. E un pic cam înghesuit, dar e un roi, așa îl las, așa va ierna. Va ierna 2 în 1. Dar aia vreau să zic la început, că credeam că am trecut la 2 în 1 din nou, fiindcă am diafragmele astea din plastic. Altfel e greu cu acest 2 în 1, fiindcă dacă e un pic mai înghesuit o să roadă diafragmele acelea din polistiren. Aici avem un pic de miere. Nu e ideal să-l pun eu acum lateral, dar până mă uit un pic. Până mă uit un pic, 5 minute, nu se întâmplă nimic, a? Să văd dacă are puietul. Aici ele tot stau așa, ghem acolo. Nu știu care-i treaba, ce-i acolo. O albină se adună ele. O să arunc această albină, e o albină moartă. Aici avem ouă. E bine, bine. Ia, și aici. Iată cum se adună ghem aici. Ia să văd. Să le arunc eu sursa cum a venit. Sunt niște albină. Simt ele ceva acolo, un feromon ceva, de la o albină străină a reușit să intre pe undeva și îl face ghem acolo albina. Bun. Acolo avem ouă și larve, arată bine. Și aici avem puiet frumos. Iată, albine
moartă. Probabil au intrat de la vecina. Cu ocazia asta voi izola mai bine zona respectivă. Foarte frumos puiet. Curge și un pic de nectar. Asta e și mai fain. Am aici un strop de nectar. Iată. Da, aduce un pic de nectar. E fain. Acum avem și păstură. Probabil va rămâne. Eu știu, 3-4 rame. Pentru a ierna, dar este fain. Dacă va rămâne așa 2 în 1, va fi fain. Această ramă e și mai faină. Dar aici avem și mai mult larvar. Și aici arată bine, bine. Foarte bine arată. Și rama de lângă diafragmă. Vedem și past. Aici va fi cu miere. Eu că am dat miere lichidă. Mai are timp să căpăcească, mai e destul timp. Se dă un turta înapoi, cât mai e din ea. Și rama cu mâncare. El arată foarte bine. Așa, acum o să-i pun păturica deasupra, să nu mai vină albină. Iată, aici sunt albine moarte, dar tocmai din cauza că n-am izolat eu aici. Tocmai din această cauză. Acolo am avut borcanul, dar acum va fi izolat și nu mai vine albine din cuibul opus să se bată cu ăstele alte. Că ăstele aici se tot băteau cu alea de acolo. Bun. Acum nu va mai fi nicio problemă. Ăsta e mai micuț. E un roișor mai micuț. În partea opusă. Să văd câtă mâncare are. Aici, în partea asta, este mâncare. În partea asta, nu prea. Mai puțin. Nopțile s-au răcorit foarte, foarte tare. Așa că, ținând cont de asta, să vedem cum arată.
Și aici avem ouă. Mă uit acum. Și după mătcuță, fiind ăsta e mai micuț, are și el pe aici piet căpăcit. Nu văd ouăle și tare mie că nu mai rămatcă. Dacă nu mai rămatcă, atunci va deveni un roi. Va deveni o familie, fiindcă îl voi unifica. Iată o greșeală din asta simplă, poate duce la pierderea unei regine. Dar cel mai probabil nu mai este matcă în această zonă. Acum tot ce rămâne de făcut e să las, nu știu cum să procedez eu acum. O să mai arunc o privire, dar aici am niște boci care au eclozat acum, nu de mult. Aici s-ar putea să fie o matcă virgină, ceva de gen. Mai arunc o privire. Dacă n-ar avea nicio matcă, n-ar fi așa agresivă albina vecină cu albinele de aici. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mai aștept un timp până eclozează toată albina. În caz că nu o să aibă matcă, o să-l unific cu cel de lângă el. Acum nu mi-e clar dacă a pierdut regina din diferite motive, nici nu prea mai contează odată ce e pierdută. Deci mă mai uit acum pe ramă și cam asta este, nu prea ai ce să-i faci. Bun. Pentru mine e bine de știut că situația asta, adică dacă nu are regina, va putea fi destul de ușor de unificat.
îl lăsăm în pace și cam asta este. Unificarea se va face destul de simplu, o să bag un băț aici între albine, dar nu acum. O să vin când tot puietul ăla este eclozat și o să-i dau drumul ușor, ușor la acea albină și va ierna în 5 ran. Se rezolvă, nu este așa o problemă gravă. Grav e dacă aș fi avut numai pe ăștia 2-3, atunci era o problemă mai gravă, dar așa se rezolvă. Avem regină, am roi destui, nu este așa o pierdere mare, dar era frumos să ierneze 2 în 1. Încă poate să ierneze 2 în 1, dar am alții care iernează așa. Bun, cam atâta. Iată, am vrut să filmez un lucru și a ieșit altceva. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!